În acest dosar, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au făcut marți trei percheziții în municipiul București și în județul Ilfov. Intras pe fir, anchetatorii au stabilit că în noaptea de 18 spre 19 ianuarie, persoanele bănuite ar fi sustras dintr-un autoturism aproximativ 50.000 de lei. Se întâmpla la Câmpina. Aceleași persoane ar mai fi încercat să sustragă în perioada decembrie 2023-ianuarie 2024 mai multe bunuri dintr-un alt autoturism pe care L-ar fi urmărit pe raza mai multor județe folosind un dispozitiv de localizare. Două persoane au fost conduse la sediul unității de poliție pentru audieri. Cercetările se fac pentru furt calificat și tentativă la furt calificat.